Și vreau să vă întreb ceva. Spuneți-mi, vă rog, o personalitate din Făgăraș. Și pe aceea vă spun și de ce. Din Făgăraș. Din Făgăraș, personalitatea cea mai dragă mie este Ioan Șenchea, martirul Ardealului. Este și titlul unei cărți pe care am scris-o despre Șenchea. Un avocat de la Zărnești, doctor în drept, care a condus toată lupta națională la Făgăraș de la 1892, când a ajuns acolo tânăr avocat, până când a fost omorât de poliția maghiară în 1916, în ziua de 8 octombrie 1916, după intrarea armatei române la Făgăraș, în zona Făgărașului. Adică atunci a intrat armata română Făgăraș, 8 octombrie 1916? Nu greșesc. Mai devreme, septembrie. Că în octombrie a fost... În octombrie a fost retragerea, corect, da. Șenchea, un intelectual foarte bun, un român excepțional, cu posibilități și materiale, dar și intelectuale deosebite, a condus tot ce a fost lupta națională la Brașov. A condus Astra, a condus Asociația Progresului, Asociația Culturală, care a făcut teatru, a făcut presă. El a organizat și a condus și a finanțat două organe de presă la Făgăraș, Țara Oltului și Olteanu, care au fost sursa arhivistică cea mai potrivită pentru mine în realizarea acelei monografii. A fost o personalitate impresionantă și a fost de o vehemență deosebită împotriva autorităților austro-ungare. De aceea l-au și luat la ochi și cu prima ocazie l-au lichidat. Este un asasinat politic, este singurul între fruntașii ardeleni care și-a dat viața, care a fost sacrificat, care a fost eliminat fizic de către autoritățile austro-ungare. Gogol l-a numit pe bună dreptate martirul Ardealului, întrucât jertfa lui este de martir pentru cauza națională românească. Din nefericire nu s-a știut mare lucru despre el și am avut șansa unei monografii, cred, destul de reușite și expresive pentru jertfa și marea lui personalitate. Chiar spunea domnul profesor că a găsit și casa... Da, există casa lui la Făgăraș, există o stradă numită Șenchea, da. Liceul Șenchea sau grupul școlar Șenchea la Făgăraș. De ce l-am întrebat pe domnul profesor? Pentru că eu sunt făgărășancă și mă simt mândră că sunt... Iar costumul îmbrăcat dovedește pe deplin. Da, este din zona Făgărașului, da, costumul. Felicit, este un cadou deosebit pentru emisiune. Costumul național de făgărășancă, da? Da, eu ador costumele populare și tradițiile de asemenea. Da, da. Domnule profesor, să ne întoarcem puțin în toamna lui 1918 în Brașov. Ce s-a întâmplat atunci? În toamna 1918, în etapa finală a războiului, firește și la Brașov se produce ceea ce s-a produs în toată Transilvania, acea revoluție națională românească de eliberare, de unire cu patria mamă, de transformare a Transilvaniei și de cea Brașovului într-o țară românească și din punct de vedere politic, administrativ, statal. Sigur că Transilvania era românească de lungul istoriei, din totdeauna, prin majoritatea românească. Pentru că românii și-au păstrat românismul. Românii și-au păstrat etnicitatea, cultura, civilizația, obiceiul, tradiții, limba, religie și așa mai departe. Prin toate acestea au alimentat o rezistență impresionantă. Iar în toamna 1918 a venit vremea împlinirii acestui ideal și s-au declanșat, s-a derulat acea revoluție, în cadrul căreia, în locul autorităților austro-ungare fugite, plecate din Transilvania, sub presiunea evenimentelor, s-au constituit autorități românești, mai exact acele consilii naționale, organele colective de conducere în localități, și gărzile naționale, gărzii românești ca forță militară și polițienească de asigurare a ordinii și de apărare a localităților, eventual de constituirea unei armate naționale transilvanene. De altfel, acesta s-a și constituit și va participa în campania din 1919 împotriva Ungariei ca o forță distinctă, românii ardeleni. Și la Brașov lucrurile se petrec la fel. Conducătorul luptei naționale la Brașov, a mișcării, a acțiunii organizatorice, este protopopul Vasile Saftu, revenit de la Sopron din Ungaria, eliberat deci de acolo și recunoscut de brașoveni ca liderul lor politic.
El a pregătit, a organizat Consiliul Național al Țării Bârsei, gărzile naționale în localitățile din țara Bârsei și de la Brașov. A pregătit și a condus delegația de brașoveni la Alba Iulia pentru 1 decembrie 1918. Cum s-au pregătit? Că tot am ajuns aici. Cum s-au pregătit brașovenii? În ce număr? Cum au ajuns la Alba? Păi, Consiliul Național Român Central, noua autoritate a Transilvaniei, a solicitat printr-o chemare ca toată lumea să meargă la Alba Iulia și să hotărească soarta Transilvaniei. Firește într-un chip bine organizat, bine gândit. S-a cerut ca în fiecare localitate să se întrunească românii în adunări elective, să-și aleagă reprezentanții, acești reprezentanți să fie înzestrați, împuterniciți printr-un credențional, să voteze la Alba Iulia. Acele credenționale sunt realizate anterior, sau mă rog, se dă un text pe care urmează să-l semneze participanții la adunările respective sau noile autorități din localități, și reprezentanții, prin urmare, au acest document cu care ajung la Alba Iulia, se cheamă credențional sau hotărârea noastră, un text foarte frumos prin care respectivul era însărcinat să semneze, să voteze pentru unirea Transilvaniei cu patria mamă. Glasul Ardealului, glasul libertății. Frați români, Adunarea Națională a Românilor din țara Bârsei, ținută la 16 octombrie în Brașov, a spus cuvântul său hotărât în cauza sfântă a neamului nostru românesc. Întăriți prin suferința trecutului și conștii de triumful dreptului nostru de viață și independență, am declarat sărbătorește că rupem cu slugărnicia rușinoasă din trecut. Pentru înfăptuirea viitorului nostru de aur, cât și pentru susținerea unei conștiințe vin poporul nostru, Adunarea Națională din Brașov apelează la sentimentul de solidaritate a tuturor românilor de bine, chemându-i în jurul Comitetului Național Român, care o clipă nu va întârzia să aducă la conștiința lumii întregi dorința inimilor noastre. Români din toate unghiurile țării, organizați-vă! Faceți să răsune glasul nostru dintr-un colț în celălalt al lumii, în cinstea și mândria neamului nostru întreg. Alegeți fiecare cerc sfat național, care să fie mijlocul de înțelegere între Partidul Național Român și popor, ca atunci când ni se va cere, fie și mâine, ca un simplu om să se ridice toată suflarea românească într-o proclamare a drepturilor sale. Ceasul învierii a bătut, uniți să fim în cugete, uniți în Dumnezeu. Sfatul Național Român din țara Bârsei. Se întâmplă acest lucru în toată zona țării Bârsei, ca de altfel în întreaga Transilvania.